Dragii mei, bine v-am regăsit la o nouă emisiune Nova Special. Invitatul meu de astăzi este doamna doctor Lucia Bubulac, medic primar, doctor în științe medicale și asistent universitar. Bine ați venit pentru prima oară în emisiunea noastră, doamna doctor. Bine v-am găsit, mulțumesc foarte mult pentru invitație. Iată că sâmbătă de la ora 17, în sala tronului, ați lansat volumul stres, emoții, depresie, cancer. Ați avut o numeroasă asistență. Cum vi s-a părut publicul făgărășan? Și aici fac o, fac o paranteză. Doamna doctor a crescut, a învățat, a terminat colegiul, cum îi spune acum, Colegiul Național Radu Negru, iar mama domniei sale a fost un cadru didactic de excepție ani și ani de zile aici la Făgăraș. Da, mă leagă foarte multe amintiri de perioada în care am trăit la Făgăraș și era inevitabil să ajung să prezint cartea și aici, locul în care am trăit o mare parte din copilărie și adolescență. Uh, și da, mulțumesc uh, profesorilor uh, de la Liceul Radu Negru, că așa se chema atunci. Da. Uh, se făcea școală bună aici și uh, tot ce am învățat aici uh, a fost apreciat uh, la București, unde am început facultatea de medicină. Uh, publicul, că despre public da. m-ați întrebat, uh, aici nu e ca la spectacol, da. ca să ai uh, uh, un feedback direct cu uh, aplauze și ovații, dar... Uh, nu despre asta era vorba, intenția mea a fost ca un număr din ce în ce mai mare de oameni să intre în posesia unor informații extrem de utile din totdeauna și cu atât mai mult în zilele noastre. Pentru că nu întâmplător am denumit cartea un titlu destul de, să spunem, controversat, mai ales că finalul este despre cancer. Da. Adică, stres toată lumea știe și simte nivelul de stres din ce în ce mai crescut din ultimii zeci de ani. Toată lumea, ca așa e viața, are parte și de emoții pozitive, dar și de foarte multe emoții negative. Acestea două te duc foarte ușor spre depresie, iar toate la un loc constituie, de fapt, niște, să spunem, cumul de. constituie un cumul de elemente suficiente care pot să bulverseze echilibrul organismului și să te îmbolnăvești. Toate bolile, până la urmă. Trebuie să știm acest lucru. Toate bolile au un determinism aproape identic. Evident, forma cea mai severă, și răul cel mai grav, să zic, ar fi cancerul. Adică, cancerul, de fapt, reprezintă un foarte puternic semnal de alarmă că organismul a clacat nu mai da. a mai putut să facă față singur și din cauza aceasta practic se înmulțesc celulele canceroase dar una peste alta toate informațiile de acolo fac bine oricui oricui dorește să afle noi informații pentru că ați văzut în ultima vreme asistăm la o îmbolnăvire uh, în masă a oamenilor uh, de boli care altădată erau apanajul oamenilor în vârstă. Da. Uh, dacă eram obișnuiți când eram mici să știm că doar bunica și bunicul suferă de inimă sau au tensiune mm. sau uh, nu mai țin minte și puteau să aibă Alzheimer, uh, astăzi uh, incidența acestor boli se manifestă la vârste mult mai fragede. Uh, ați văzut de exemplu uh, în ultimii ani uh, că foarte mulți copii și foarte mulți adulți poartă ochelari da. uh, Înainte tot așa, bunica dacă nu putea să mai bage ața în nac își punea ochelarii. Uh, toate astea până la urmă relevă cam ce doresc eu să subliniez în această carte Că factorii cauzali pentru uh, toate bolile uh, sunt uh, o diversitate foarte mare Puțin didactic, așa schematizați, putem să îi împărțim în factori cauzali biologici, și aici ar intra virusii, bacteriile, paraziții, substanțele toxice prezente în apă, aer, alimentație și cauze genetice. Deci toate astea sunt biologice. Practic, despre astea s-a vorbit, sau doar despre asta, astea s-au vorbit, s vorbit, vorbit mult, da? Ce ne-a fost ascuns nouă, și pot să spun cu mare, să spunem, sinceritate și relevanță, chiar și noi, în pregătirea pe care am avut-o la facultate, și chiar și acum, că noi trebuie să citim tot timpul, chiar și nouă ni s -au, nu ni s-au prezentat aceste celelalte elemente, celelalte cauze. De ce credeți? Și cauzele că nu... psihologice și cauzele sociale reprezintă de fapt uh, triggerul, reprezintă de fapt uh, ponderea cel mai mare în toată această panoplie de factori cauzali. Uh, în categoria cauzelor psihologice putem include stresul, emoțiile negative, uh, putem include depresia și trăsăturile de personalitate, acelea disimunogene, adică acelea care ne fac rău, toate elementele astea sunt în carte, nu pot să insist pe fiecare să nu dureze emisiunea prea mult. Da. Deci ceea ce reținem, acești factori cauzali psihologici, foarte neglijați de altfel, <coughs> pentru că așa cum am spus și la conferință, de puține ori te duci la doctor, să spunem la cardiolog și, sau la gastroenterolog, nu contează specialitatea, și te întreabă, sau chiar la și la dermatolog, te întreabă dacă în viața ta, în ultimii ani, au apărut elemente noi care să te destabilizeze emoțional. Colegii mei sunt sigură că sunt foarte puțini cei care întreabă lucrurile astea. Și atunci trebuie să înțelegem că noi nu funcționăm pe bucățele, nu funcționăm separat, ficatul nu merge separat față de inimă sau creier, și așa mai departe. Așa încât o boală, când apare, se manifestă sau implică. Uh, întreg organismul. Uh, și ce să vezi, uh, cel care practic aprinde scânteia tuturor acestor disfuncționalități, uh, uh, factorul acesta este cel emoțional, psihologic. Și în egală măsură și factorii sociali. Aici între mizeria, sărăcia, condițiile insalubre și așa mai departe. Uh, să nu uităm că anumite Populație suferă de foame, că nu mănâncă ceea ce trebuie să mănânce consistent, în funcție de vârstă, de toate celelalte elemente. Și să nu uităm că dacă nu, dor, nu, nu, nu vorbim despre aceste cauze și nu le acordăm atenția potrivită, degeaba ne tratăm cu medicamente care, practic, să spunem că sunt îndreptată împotriva cauzelor biologice. Da? Da. Și atunci, dacă tu ai, să spunem, intenția să vindeci un pacient, trebuie să găsești tratament sau leac pentru toate cele trei cauze: și biologice, și psihologice, și sociale. Ca atare, abordarea unui pacient trebuie să fie integrativă, da? trebuie să cuprindă toate aceste elemente cauzale. Pentru ca succesul tău terapeutic să existe. Altfel, tratăm doar cu pastile, care ați văzut că au niște prospecte interminabile, cu foarte multe reacții contraindicații, adverse, da. contraindicații. Nimeni nu poate să contorizeze sau să uh, poată să releve uh, multitudinea de reacții care se petrec în organism prin uh, folosirea a 1, 2, 3, 5, 6, 7 feluri de medicamente. Nu se poate depista, din punct de vedere farmacocinetic, care este drumul acestor medicamente, cum se intersectează cu celelalte substanțe din celelalte medicamente și așa mai departe. Asta ce înseamnă? Înseamnă că nu facem altceva decât să dăm un tratament și să creăm altă boală, pentru care avem alt medicament, da. tot chimic. Ce fac ele în final? Dau peste cap tot organismul, creează, să spun, pacienți în plus și măresc nivelul de toxicitate din organism care de fapt este cauzator de boală. Deci noi ne îmbolnăvim pentru că în corpul nostru există multe substanțe care nu au ce să caute acolo. Și aici, în această listă, s-au adăugat foarte multe substanțe chimice toxice în ultimii zeci de ani prin după cum știți, folosesc de pesticide, fertilizatori, ele. euri toxice din aer, toxice din apă. Toate acestea sunt extrem de toxice pentru organismul nostru, strică, strică foarte mult buna funcționare, așa cum a fost ea gândită de cel care ne-a creat. Și atunci, organismul, în inteligența lui, se uh, chinuie să dilueze nivelul de toxicitate prin ce? Prin retenție de apă și atunci începe să ne umflăm. Uh, și ce mai face el tot ca să diminueze toxicitatea? Uh, mărește celula adipoasă. O umflă și ne îngrășăm și ne umflăm și nu știm de unde. Este primul semn că în organismul tău ai foarte multe substanțe toxice pe care organismul încearcă să le mai dilueze. Da. Atunci, cu polimedicația asta, deci cu sacoșe de medicamente pe care le înghițim, nu facem altceva decât să întreținem boala, nici de cum să ne vindecăm. Am considerat foarte util această abordare pentru că am uitat ce înseamnă să tratăm întregul, am uitat noi să ne analizăm ca un întreg și facem, cum să spun, o privire incompletă asupra noastră, ca indivizi. Ne analizăm doar fizic. Și noi, dacă ne uităm în oglindă, nu știm ce avem pe dinăuntru. Ar fi foarte interesant dacă, un pic, fiecare dintre noi ar încerca să pătrundă în interior, adică un fel de autocunoaștere, să se gândească că, în afară de ceea ce vede sau simte, există și lucruri care nu sunt cuantificabile. Evident că pentru fiecare dintre noi, barometrul sănătății constă în starea de bine, faptul că nu te doare nimic sau ești bine dispus și ai forță și energie. Iertați-mă, dar cred că ați observat și dumneavoastră, sau și telespectatorii noștri, s-au confruntat în ultimii ani cu aceste simptome: de oboseală cronică, de lipsă de dispoziție, oamenii sunt triști. Oamenii sunt, uh, trăiesc în frică, trăiesc în lipsă de motivație, nu mai au pentru ce să lupte, pentru ce să trăiască, mulți dintre ei nu-și găsesc drumul în viață, chiar dacă sunt, uh, să spunem, în floarea tinereții sau uh, chiar și copiii. Da? Ați văzut, copiii sunt apatici, copiii nu mai uh. sunt veseli, nu se mai joacă, nu mai au uh, aceeași libertate și dezimodură pe care o aveam noi când eram mici. De ce? Pentru că toate aceste elemente nu au făcut altceva decât să afecteze nu numai starea noastră a corpului fizic, ci să ne influențeze la nivel psihic și nervos și la nivelul comportamentului nostru față de ceilalți sau față de viața noastră. Fără o motivație, omul nu are nici măcar energia dimineața de a se ridica din pat. Fără motivație, nu faci nimic. Dar când tu crezi în ceva și uh, ești foarte motivat în fiecare zi pentru orice uh, fleac din viața ta, din orice fleac poți să faci o, un sens al vieții tale. Dar a dispărut și acest lucru. Și știți de ce? Pentru că foarte mult din aditivii pe care noi îi ingurgităm fără să știm, că multe din produse nici măcar nu scriu pe etichetă toată compoziția, acționează la nivelul creierului, uh, la nivel de neurotransmițători. Și atunci, practic, virusează circuitele noastre. Starea de bucurie, de fericire, este dependentă, generată de hormoni și neurotransmițători. Ori dacă ăștia nu funcționează cum trebuie, sau anumite molecule le inhibă secreția, sau valorile normale nu mai există, totul există mai, mai sus sau mai jos decât normal. De asta ne simțim așa. De asta copiii noștri nu mai râd. De asta sunt lenți, foarte puțin dinamici, sau să spun mai mult, stau pe scaun la calculator decât se duc, vor să se ducă să se joace cu mingea în fața blocului. Da. A dispărut acest comportament normal. Copiii noștri sunt oglinda dezastrului pe care îl trăim. Noi, cei de vârsta noastră, am mai prins și alte vremuri, dar toată această situație ne permite să facem comparație între ce a fost și ce este, unde am fost și unde suntem. Ce se poate face pentru a remedia aceste lucruri? Foarte <laughs> greu de remediat, zic eu, în actuala conjunctură socială. Să știți că nu este bine să gândim așa, Nimic nu este veșnic, nici ce e rău, nici ce e bine nu este veșnic, uh, nici bucuria, nici tristețea nu sunt stări veșnice, uh, și exact ca la matematică, orice problemă nu are o soluție, are mai multe soluții. Uh, faptul că, așa cum am scris și în carte, multe din aceste elemente pot să fie controlabile de către noi, este o veste foarte bună. Dar oamenii trebuie să o cunoască, trebuie să ajungă în posesia acestor informații. Pentru că așa cum ați spus și dumneavoastră, mulți gândesc, nu avem ce să facem. Ba da, avem foarte multe de făcut și asta în, privința, în multe privințe. În primul rând, ce putem să facem? Putem să ne schimbăm felul în care gândim sau felul în care percepem ce se întâmplă în jurul nostru. Am fost obișnuit să fim foarte influențați de orice știre difuzată în mass media sau de orice poveste ni se prezintă prin diverse canale, uh, mergând de la vecina de palier și terminând cu internetul, uh, fără să trecem prin filtrul propriei noastre gândiri și să analizăm dacă ce ni se spune acolo, în primul rând, este adevărat. Sau poate să fie un adevăr incomplet, sau poate să fie ceva fals special menit să ne deturneze atenția. Pe de altă parte, mai există un lucru. În momentul în care ți se prezintă niște lucruri oribile, da? pandemii, războaie și așa mai departe, trebuie să înțelegi dacă acest pericol, în mod real, te poate afecta și pe tine. Da. Am văzut foarte mulți oameni în ultimul an, să spun, după ce a trecut pandemia că cam uh, ofilit pandemia, a apărut alt bau războiul. Băi, da. Toată lumea este temătoare, gândindu-se, mulți au traversat, probabil, și celălalt război, sau poate nu, s-au au citit în cărți, sau. Uh, și, practic, și teoretic, noi nu suntem în război. Și, practic, și teoretic, la ușa apartamentului meu nu există niciun dușman, nicio bombă, nicio mitralieră. Deci nu e problema noastră. Deci să nu punem drobul de sare. Nu, no, nu. No. Da. Tu trebuie să ai arealul tău, da? Locul, habitatul tău. Ce faci? Te duci la servici, te vii acasă, ai ce de familie, mama, tata, copii. Aceste elemente constituie pentru tine în momentul ăsta un impediment major care să-ți tulbure uh, viața da. în așa măsură încât să fii tot timpul cu sabia. Ți-e frică, ți-e frică, ți-e frică. Este și, un, este și un bombardament. Atât asta, vă pe, spun, asta vă spun. De. de, de știri Catastrofice. Ei, nu v-ați dat seama că asta face parte din strategie? Aceasta da. este strategia. Și să vă spun de ce. Pentru că, în capitolul emoții am și spus acolo, cea mai uh, tulburătoare și negativă emoție este frica. Și uh, oamenii care știu au uh, apăsat pe această pedală, oamenii care știu. Cum funcționează sistemul nostru nervos, care este împreună cu sistemul nostru endocrin și împreună cu sistemul nostru imunitar, acei oameni știu că frica inhibă sau uh, scade capacitatea noastră de apărare. Prin frică, noi ne blocăm sistemul imunitar. Prin ficră, noi, frică, noi nu vom putea să lăsăm organismul să facă ce știe el că trebuie să facă să secretele ucocite, linfocite, celulele natural killer care papă celule canceroase. Asta frica te blochează și atunci ești mult mai vulnerabil și poți să te îmbolnăvești mai ușor de orice boală de pe planeta asta. Frica o să te împiedice să comunici, frica o să te împiedice să uh, relaționezi cu ceilalți, frica o să-ți uh, schimbe comportamentul, comportamentul față de cei dragi, comportamentul față de uh, persoanele din apropiere, prieteni, uh, servicii, colegi. Deci, frica și toate aceste bulversări ale sistemului nostru uh, nervos, și toate aceste uh, elemente rele care. Atenție, țin de gândirea noastră și de emoțiile care, de fapt, reprezintă o formă de energie uh, Și toate aceste lucruri pot să fie corectabile În clipa în care tu analizezi și stabilești că acel pericol, de fapt, nu, nu ți se adresează Nu te agresează nimeni, nu te atacă nimeni, nimeni, absolut nimeni A, da, dacă știi că la ușa mea deschid ușa și sunt doi cu mitraliera, da, poate mi-ar fi frică dar atâta timp cât n-amicul nu este lângă mine, nu este identificabil și doar este o poveste care ți se livrează, cred că putem să mai facem ceva în mintea noastră, nu? Sau da. cu mintea noastră și cu gândurile noastre. Tot mai mulți uh, prieteni, cunoștințe, se plâng de stresul de la serviciu. Cum ar putea să să amelioreze această, această stare? Um... Pentru că bănuiesc că nu toți sunt... Uh, oameni la care o știre așa alarmistă are impact maxim. Și cu toate acestea, vă spun, din ce în ce mai mulți, din ce în ce mai mulți se plâng de acest stres pe care l-au la serviciu. Aici intervin mai multe aspecte. În primul rând, dacă ți-ai ales o profesie pe care o practici cu plăcere și cu dedicație, nu ești stresat. Dacă ți-ai ales o profesie din orgoliu sau pentru bani, vei face eforturi ca să o duci până la capăt și vei strânge din dinți în fiecare zi pentru că faci ceea ce nu-ți place. Dacă, da, deci trebuie să alegi cariera pentru care ești dedicat, pentru care ai har, ai talent, pentru că toți avem un talent pentru ceva. De partea cealaltă se află adversarul, să zic, șeful, colegul de servicii. Aici intervine abilitatea ta relațională, comportamentală și autocunoașterea, tu pe tine să te cunoști mai bine și să știi ce poți să corectezi la tine în privința relațiilor interumane. Și, doi, să ai suficientă curiozitate să citești niște noțiuni elementare de psihologie, în așa fel încât persoana din fața ta, care, să spunem, ți se adresează într-un mod care te poate stresa, tu să-ți faci o impresie despre ea astfel încât să ai arme pentru fi, adică arme, să ai un alt comportament și un alt uh, limbaj, comportament vreau să spun relațional, uh, astfel încât uh, indiferent ce spune el sau ce face el, să nu te afecteze. Dacă tu îl cunoști foarte bine, reacțiile lui sunt previzibile și știi da. de ce s-a purtat așa cu tine. Este foarte posibil ca și tu să fii greșit cu ceva. Dar trebuie să ai uh, demnitatea inteligența emoțională și mentală de a stabili dacă, exact, dacă există factori care pot să cauzeze aceste disfuncționalități și există factori care să te incrimineze pe tine sau pe celălalt și să ai demnitatea că ai greșit. Pentru că a greși este ceva uman, tolerabil. Dar dacă tu ești o fire uh, rigidă, ești o fire uh, cu un caracter uh, uh, inflexibil și nu accepti că și tu poți să greșești, atunci da, o să te simți stresat Dar dacă tu ești un om flexibil, maleabil, cu capacitatea de înțelegere, de ce mi-a vorbit colegul ăla așa? Poate a avut un motiv, hai să vedem care e motivul ăla sau poate colegul ăla a greșit având asemenea atitudine pentru că mă invidiază, nu știu, are. Da, pe mine nu mă interesează. Înțelegeți? Da, da, deci, da. asta cu. Tu poți să-ți faci, să spun, o conduită de viață, să fii respectat, să fii apreciat acolo unde ești. Și eu consider că dacă tu îți faci datoria și ești mulțumit cu ceea ce faci. Uh, șeful tău n-ar trebui să te persecute, Dacă te persecută, există și aici mai multe variante. Uh, una, uh, vrea să te determine că știe că te enervezi sau știe că te stresează tot dialogul ăsta cu el și da? chiar îi face, o plăcere. Și îi face uh. o plăcere nebună până te aduce în asemenea hal încât să-ți dai demisia că poate pentru locul pe care îl părăsești tu, el are pe altcineva. Da? Uh, doi, uh, șeful face așa pentru că este un tip care nu mai așa știe să se impună. Și atunci a lui face o mare plăcere să-i se recunoască personalitatea și alirea de conducător, și atunci nu trebuie să-l bagi în seamă. Este un om slab, care nu poate să se facă remarcat altfel, prin alte calități. Așa? Sau putem avea, să spunem, neșansa să avem un șef mai prost decât noi, care, în felul acesta, își demonstrează mediocritatea. Și, din nou, trebuie să-l privim cu condescendență, să fim siguri că ce facem la serviciu, facem ca astea sunt obligațiile noastre, și să nu răspuns sau să ai reacție la toate provocările. Știți, e ca și când cineva în vecini cântă la trompetă la 5 dimineața în fiecare zi. Da? Da. Înțelegeți? Da. Este tot, tot, tot de noi, ține și lucrul ăsta. Vedem că apare depresia la o vârstă din ce în ce mai fragedă. Credeți că supraîncărcarea programei la copii contribuie la acest lucru? Am spus și în carte și am spus și la conferință. Chiar a spus asta. de studenții da. dumneavoastră. Și se leagă care... foarte mult și de ce mi a spus adineauri și am uitat să spun. Mult stres la servici se acumulează în perioada actuală pentru că, din cauza problemelor financiare, firmele au dat afară foarte mulți angajați și atunci același volum de muncă revine unui număr mai mic de oameni. Și atunci, angajatorul știe clar că tu vrei să-ți păstrezi locul de muncă, deci te va exploata de la 9 dimineața la 10 seara, pentru că știe că ai nevoie de acel serviciu și își permite. Da? Deci, volum de muncă, supra-solicitare. Același lucru se, se poate reflecta și în, de la grădiniță și până la facultate. Deci, în sistemul nostru educațional s-au întâmplat schimbări majore pentru că Așa trebuia, așa trebuia, nimic nu este întâmplător, totul este planificat trebuia să fim ocupați, trebuia să ni se arate că și mama și tata sunt ocupați la servici, copiii trebuie să plasați în unități continuatoare ale școlii respectiv after school și așa mai departe, nu știu dacă este modelul și aici în provincie. Da, aici, aici poate mai există bunici sau vecini dar la în orașele mari oamenii care muncesc de dimineața până seara nu mai au timp să-și ia copilul de la, de la școală și atunci sunt preluați de niște înlocuitori de mamă, de tată și de profesori și aruncați într-un mediu neadecvat creșterii și educării unui copil. Și atunci aici intervin foarte multe aspecte. Pe de-o parte copilul este supra-solicitat, copilul mănâncă ce îi se dă la after school, nu mai este că vine acasă și mama, uite, vreau și eu să-mi fac și mie o supă de pui sau ceva, da? copilul acolo spune mamei ce vrea să mănânce, aici mănâncă ce îi se dă. Uneori îi convine, nu-i convine și chestia asta nu-i face bine copilului. Copilul ajunge acasă cu părinții abia la ora 6-7 seara când părinții deja sunt obosiți, nu mai au chef de copil sau fac niște eforturi și ei psihologice să-și întrebe copilul cum a fost astăzi, mama, te simți bine, da, 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 niște formalisme până la urmă, chiar formală este întrebarea asta, că nu mai au energie să mai relaționeze. Copilul se simte ușor abandonat, părintele nu înțelege nimic din relația cu copilul lui. Și se ajunge la mari hiatusuri în ceea ce privește relația asta care odată era bună între părinți și copii. Se ajunge la necunoaștere, părinții nu-și cunosc copilul, cred că mai bine îl cunoaște educatoarea de la after school și nici copilul nu-și cunoaște părintele pentru că îl cataloguează ca fiind lipsit de afectivitate sau nu este alături de el atunci când are nevoie perfect adevărat. Da? De partea cealaltă este sistemul educațional. Sistemul educațional, dacă ați observat, dar nu știu dacă v-ați uitat în curiculele apărute după anii 90, au început să apară, de deci s-au schimbat manualele și s-au schimbat într-o direcție greșită din punctul meu de vedere, s-au aglomerat manualele cu diverse lucruri absolut inutile, au apărut materii noi, neadecvate uh, și a apărut uh, și la facultate la fel. La facultatea de medicină, când am terminat eu facultatea, erau materiile de bază. Uh, timpul, e adevărat, ne plimbam în fiecare zi de la un spital la altul, de la facultate. Era uh, ocupată, din ce mi-aduc aminte, prima parte a zilei, până pe la prânz. Astăzi, copiii au mult, studenții de la medicină, au foarte multe materii pe care noi nu le aveam, pe care nu le consider neapărat utile în formarea de bază a unui medic și care ar putea să constituie module opționale pentru cine, ce, cine dorește. Deci un examen de bază care se ocupe ore întregi în programa lor, astfel încât studenții la medicină din acești ani învață de dimineața până seara târziu. Aceeași poveste la date facultățile. O încărcare, supraîncărcare a materiilor. A curiculei. Și atunci ajung la concluzia că nimeni nu-și dorește să pregătească niște generații, pentru că aici, și aici apar două să spunem neajunsuri. Pe de-o parte, studentul nu este capabil și elevul să pătrundă toate sau să cuprindă, din punct de vedere teoretic, toate informațiile, și atunci sau clachează. Sau are o impresie proastă despre el, nu pot să țin minte atâtea lucruri, sunt depășit, înseamnă că nu sunt în stare, sunt prost Sau unii chiar își pun ambiția, efortul și ajung în zona de anxietate, depresie prin supra-solicitare psihică Ce livrăm noi? Mă refer sigur la mediciniștii noștri Livrăm deja niște doctori după șase ani de facultate care trebuie să mai parcurgă încă un rezidențiat îi livrăm gata obosiți, gata da. în sindrom de oboseală cronică. Păi dacă oamenii ăștia sunt bolnavi, ei cum o să aibă posibilitatea să aibă grijă, să trateze, să îngrijească și puterea, și puterea alți pacienți? Da. Nu o să aibă cum. La nivel mai jos, mă refer aici la clasele gimnaziale și la liceu, avem a de-a face cu informații foarte superficiale, copiii refuză să învețe, ceea ce li se prezintă nu, nu, nu le suscită interesul, informații multe, inutile, pentru că cine își dorește să performeze, să spunem, în matematică, cu siguranță că va performa, îi place. Dar nu trebuie să obligi pe toată lumea, în bloc, să termine 12 clase și să știe nu știu câte chestii, formule integrale, pe care nu le folosește niciodată. Mai bine le-am dezvoltat o gândire logică, mai bine i-am pregătit pentru uh, alte aspecte ale vieții, mai bine am insistat pe dezvoltarea sau cunoașterea fiecărui copil, că fiecare are nu unul, ci două sau chiar trei înclinații spre, spre o, o meserie. Și atunci acolo trebuie să identificăm, să ajutăm să identifice aceste disponibilități native, cu toți am fost înzestrați cu ele. De ce trebuie să fim toți așa la matematică, sau așa la informatică, sau uh, uh, literatura română? Sunt câțiva exponenți importanți, dar cerințele în, în ziua de astăzi nu merg uh, spre stimularea creativității copiilor. Depinde de la română, se învață niște referate care trebuie să aibă un anumit tipar, <gri> da? Sunt absolut la fel toate. Și atunci, cum îți mai dai seama dacă acel copil are sau nu are înclinații literare? Da. Înainte era pus accentul pe creativitate. Dacă eu interpretam o poezie, nu știu, de a lui Eminescu, în felul meu, poate eram apreciată mai mult. Uite, ideea asta nu mi-a venit. Pentru că un poet, când a scris o poezie, exact cum face și pictorul când pictează ceva, el vrea să exprime o emoție, un, să transmită ceva, un mesaj, sunt niște simboluri acolo. Fiecare le poate decripta în felul lui și atunci practic amputăm da, creativitatea oamenilor. Îi facem pe toți la fel? Nu, nu e bine, pentru că Dumnezeu ne-a făcut unici. Dumnezeu ne-a zestrat cu foarte multe calități, abilități, ne-a dat tot ce ne trebuie. Suntem unici din toate punctele de vedere și atunci de ce vrem să devenim uniformi? Iată, am ajuns foarte repede la sfârșitul emisiunii. Vă rog totuși un sfat în Concluzie pentru telespectatori uh, Un sfat Sfatul meu este uh, În primul rând uh, să nu vă fie frică de nimic uh, Sfatul meu este Să credeți foarte mult uh, în, uh, în zestrările pe care le-ați primit De la Dumnezeu Dumnezeu ne-a zestrat cu foarte multe Dumnezeu nu ne vrea Nici fricoși, nici triști el ne vrea curajoși pentru că el așa ne-a spus sunt, uh, sunt tot timpul lângă voi da? Și să nu uităm că avem îngerul păzitor Putem să accesăm divinitatea în fiecare secundă Nu trebuie să mergem neapărat la biserică pentru cine nu dorește uh, Deci nu suntem singuri uh, Un mesaj personal la singure Pentru că sunt foarte mulți care intră în depresie dacă devin singuri Nu suntem singuri niciodată Întotdeauna este cineva lângă noi Dumnezeu, îngerașul, păzitor nu suntem singuri. Sau putem să fim singuri și cu cinci persoane lângă noi. Dacă nu vibrează împreună cu noi, dacă nu simt nimic pentru noi, stau așa doar din complezență sau pentru că așa asta este familia. Este o păcăleală de ambele părți. Uh, alt sfat pe care vi l-aș da și să înțelegeți foarte multe lucruri din ce am spus aici este să cumpărați cartea. Nu este marketing. Dacă era să păstrez doar pentru mine aceste informații, nu scriam nimic și ce am dețin un anumit secret. N-am inventat eu ce am scris acolo, n-am făcut altceva decât să le așez într-o carte pe un fir logic, și sunt toate descoperirile sau studiile altor eminențe științifice ale medicinii, psihologiei și a multor domenii. Pentru că în carte am și uh, informații despre genetică, și despre oncologie, și despre uh, psihologie. Deci, um, uh, asta spuneam, trebuie să avem foarte multă uh, uh, atenție că totul este interconectat. Totul. Iar uh, vestea bună este că încă putem să facem ceva. Deci, uh, nu am scris cartea. Ca să vând cât mai multe. Intenția mea este ca un număr cât mai mare de persoane să cumpere această carte ca să afle niște lucruri, sau mai bine zis să înțeleagă de unde li s-a tras îmbolnăvirea, sau să înțeleagă că în anumite etape vieții au greșit față de cum și-au crescut copiii, sau de cum au crezut ei că e viața lor. Și de acolo un întreg proces în cascadă care a dus către îmbolnăvire. Doamna doctor, vă mulțumesc tare mult pentru prezența în emisiune. Și eu vă, vă doresc multă sănătate și putere de muncă să faceți cât mai mulți oameni bine. <laughs> mulțumesc foarte mult. Mulțumesc mult. Dragii mei, până la viitoarea emisiune, Mihai Maga vă dorește multă sănătate și liniștea pe deplin meritată.